Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu. Perspective și soluții biblice la probleme contemporane. Stimați prieteni, ne bucurăm să ne reauzim la o nouă emisiune Actualitatea în obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți aici alături de noi la Radio Vocea Evangheliei București. Îi salutăm și pe cei care urmăresc acest material în format video, pe telespectatorii noștri, și ne bucurăm că putem continua seria tematicilor de actualitate, așa cum v-am obișnuit de altfel. Astăzi aducem în prim plan arta în slujba lui Dumnezeu, așa am numit ediția de astăzi a emisiunii noastre, și am vrea să discutăm un pic despre procesul acesta creator, despre artiști, și ne bucurăm să îl avem cu noi pentru prima dată în legătură directă prin internet pe domnul Liviu Mocan. Îl salutăm și ne bucurăm că sunteți cu noi aici și vă binecuvântăm în numele Domnului. Mulțumesc pentru invitație, este o bucurie să dialogăm. Ne bucurăm și noi că sunteți aici cu noi, chiar dacă la distanță, și împreună aș vrea să ne introduceți un pic în taina aceasta artei în slujba lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola, scrisoarea adresată bisericii din Efes, spunea că noi suntem creația sau capodopera lui Dumnezeu, suntem lucrarea lui Dumnezeu, în traducerea Dumitru Cornilescu, în original e poema lui Dumnezeu acolo. Așadar, Dumnezeul nostru este creator, e cel care a creat universul nostru și e cel care dă daruri și dă și talente, și inclusiv talentul acesta artistic. Știu că dumneavoastră recent ați câștigat un premiu important, Premiul Național Brâncuș 2022, pentru expoziția Inima Învierii. Vă felicităm cu această ocazie și aș vrea pentru început să ne spuneți așa câteva cuvinte pentru radioascultătorii și telespectatorii de aici, din sudul țării, care poate nu vă cunosc așa bine, ca să intre așa un pic într-o zonă în care să vă cunoască mai bine. Da, mulțumesc. Dacă dumneavoastră, prin excelență, sunteți o poemă a lui Dumnezeu, prin faptul că folosiți cuvinte, tăticul meu este sculptor și eu sunt o sculptură. Sigur că poezia e implicată în toate formele artei, și în muzică, și în artele plastice, și toate. Fapt este, dacă ar fi să spun ceva fundamental despre experiența mea artistică împreună cu sculptorul care mă modelează, vreau să vă împărtășesc unul dintre cele mai recente lucruri din gândirea mea. Și anume, până acum, o viață întreagă, cartea mea de vizită cuprindea numele și profesia. Liviu Mocan, sculptor. Așa cum sunt toate cărțile de vizită din lumea asta. Mi-am dat seama însă că eu, fiind o sculptură mai mult decât un sculptor, eu nu mă definez corect prin a spune Liviu Mocan sculptor. Pentru că în noaptea aceasta pot paraliza, de exemplu, și să nu mai fiu sculptor. Prin aceasta nu voi mai avea valoare? O, da, am o imensă valoare, o valoare cosmică, dar nu datorată activității mele profesionale, ci datorită creației de zi cu zi a lui Dumnezeu, a marelui sculptor, asupra propriei mele ființe. Astfel că mi-am schimbat cartea de vizită. Acum, pe cartea mea de vizită, vă pot și arăta, scrie așa: Liviu Mocan, fiu, soț, tată, bunic,
prieten, sculptor. Slavă Sculptura Domnului, a rămas... frumos. Sculptura a rămas pentru destinul meu, dar nu este cea care mă definește. Mă definește nu ceea ce fac, ci ceea ce sunt. Frumos, slavă Domnului! De aceea v-am și dat permisiunea să vă prezentați dumneavoastră și îi mulțumim Domnului pentru ceea ce suntem și pentru modul în care El ne-a definit și foarte frumos ați punctat, El ne definește, ne-a dat o identitate și identitatea aceasta e în relația cu El, în relația unii cu alții pe acest pământ și apoi celelalte lucruri, profesiile și darurile noastre. Domnule Liviu Mocan, spuneați că profesia de bază a dumneavoastră e aceea de sculptor. Ați câștigat numeroase premii, sunteți recunoscut în țara noastră și nu numai, și peste hotare pentru darul acesta artistic, pentru creațiile dumneavoastră. Cum v-ați descoperit talentul artistic? La ce vârstă? Cum v-ați implicat în activitatea aceasta artistică, dezvoltând acest dar de la Dumnezeu? E foarte interesant și în privința destinului meu, pentru că nu eu am ales arta, ci arta m-a ales pe mine. Respectiv, a fost o predestinație, cum de altfel eu cred că e valabil pentru toți oamenii de pe planeta aceasta. Când un părinte de la țară își trimite copilul la școală în oraș, nu-l trimite cu trăistuca goală, îi pune acolo în trăistucă ceva bănișor, ceva păpică, niște cărți, niște ajutoare. La fel și tăticul nostru ceresc, în momentul în care ne trimite la școală în lumea aceasta pentru a ne pregăti pentru viață, pentru eternitate, ne pune în trăistucă fiecăruia ceva, niște daruri, niște capacități, o direcție de a fi și de a face în viață. Problema este că, în general, oamenii nu caută în trăistucă, nu caută să identifice ce le-a dat Dumnezeu, ci identifică ce nevoi sunt în momentul acela, în tinerețea lor, în societate, sau caută slujbe bine plătite, sau caută sfatul părinților sau a cunoscuților, în loc să caute în ei înșiși. Ei, ce s-a întâmplat cu mine a fost formidabil, a fost un ajutor extraordinar pentru întregul meu destin, pentru că la o vârstă foarte fragedă, când înțelepții mei părinți ne-au întrebat pe cei trei copii: măi copii, voi ce vreți să faceți în viață? Și eu am spus așa, din senin, nu știu de unde, vreau să devin artist. Și atunci părinții mei, oameni credincioși și oameni care au vrut să ne sprijinească în viață, să devenim ceea ce Dumnezeu ne cheamă să devenim, m-au sprijinit în chip și fel în domeniul artistic. Și așa am intrat la școli de artă, la specializări, la academie de artă, la studii postuniversitare prin străinătate și toate astea, pentru că ceva din mine mă chema. Extraordinar modul în care Dumnezeu călăuzește pașii noștri în viață și e imperios necesar să știm ce avem în, dacă e să folosesc expresia dumneavoastră din Ardeal, trăistuța noastră. Fiecare suntem înzestrați cu ceva sau cu mai multe lucruri de la Dumnezeu și acele lucruri trebuie puse în limbajul Bibliei în negoț sau în lucrare, în
în proiectul pe care Dumnezeu vrea să-l facem. Aș vrea să ne povestiți, domnule Liviu Mocan, un pic despre proiectul dumneavoastră, tematica Învierea, și ați câștigat acest premiu ilustrând într-un limbaj sculptural, sugestiv, impactul învierii în viața noastră de zi cu zi. Învierea cu I mare, cu majusculă, probabil că v-ați referit la miraculoasa înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a biruit moartea, așa cum spune și imnul creștin, cu moartea pe moarte călcând. Aș vrea să ne povestiți un pic de unde v-ați inspirat, ce mesaj ați dori să transmiteți privitorilor, audienței, celor care au fost și vor mai merge la expozițiile dumneavoastră de artă. Cu privire la această expoziție pe care am avut-o în Brașov, lucrurile au fost foarte conturate și din punct de vedere plastic, precum și din punct de vedere tematic. În Biserica Neagră am expus, cu acordul conducerii bisericii, doar două obiecte. Era în preajma sărbătorilor de Paște. Și cele două obiecte reprezentau, unul dintre ele, moartea Mântuitorului și cel de-al doilea, învierea. Erau două bronzuri, unul un ciorchine de struguri străpuns de piroane și celălalt o ancoră aruncată în cer, ce avea punctul de pornire un text în limba greacă, limba în care s-a scris Noul Testament, limba prin care ni s-a revelat Mântuitorul Iisus Hristos. Aceste două obiecte erau în biserică. Acum, vis-a-vis de biserică, există niște spații care aparțin tot bisericii, chiar un spațiu expozițional foarte frumos, unde și urmează să avem în luna decembrie, grupul nostru de prieteni, o expoziție pe tema imaginației. Dar lângă spațiul acesta de expoziție, Biserica Neagră mai are și o cafenea, cu o cafea foarte bună. Și în cafenea am avut o mulțime de lucrări. În biserică erau doar două, cele fundamentale ale revelației cristice, dar la cafea, adică afară din biserică, era o mulțime de lucrări pe teme diferite. Cristofor, scara, cartea, mielul, de jertfa mielului, dar și jertfa fiecăruia dintre noi. Și multe, multe alte teme. În alte cuvinte, aceste obiecte gravate cu lumină, cu laser, este o căutare a mea de tehnologie contemporană, de utilizarea tehnologiilor contemporane în artă. Aceste lucrări exprimă modul în care moartea și învierea din biserică afectează în mod pozitiv, aduc viață în cotidianul nostru, în cafenea de data aceasta. Da, aceste teme au un impact extraordinar, cu atât mai mult încât îl vedem pe cel care dă viață, pe cel care este cu adevărat sursa vieții. Și aici aș vrea să venim un pic, e și subiectul nostru de astăzi în mod special.
poată fi arta pusă în slujba lui Dumnezeu. Dumneavoastră faceți lucrul acesta de ceva ani, de ceva timp, prin operele dumneavoastră, prin sculpturile dumneavoastră, prin piesele dumneavoastră, încercați să ilustrați teme creștine, biblice, să-L scoateți în evidență pe Dumnezeu, Creatorul, Salvatorul, Mântuitorul nostru. Însă astăzi vedem în lumea noastră mulți artiști, care mai de care, și fiecare prin arta pe care o promovează încearcă să transmită un mesaj. Trebuie arta pusă în slujba lui Dumnezeu? E provocarea pe care aș vrea să o avem în dezbaterea, în dialogul nostru de astăzi. Ce vă face pe dumneavoastră să aveți această pasiune ca în tot ceea ce faceți să-L scoateți în evidență pe Dumnezeul nostru? Tematica aceasta este absolut fundamentală pentru condiția unui copil al lui Dumnezeu. Și anume, profesia. Ce este la urma urmei profesia? Este ea locul în care ne câștigăm, cum îndeopște se spune, pâinea noastră cea de toate zilele? Este o mare greșeală să ne privim profesiile ca acele surse care ne asigură viața. Nimeni nu trăiește în lumea aceasta, nici împărații, nici regii, nici președinții nu trăiesc din munca și din salariul lor. Noi toți trăim din harul lui Dumnezeu. Harul acela care hrănește păsările, care hrănește crinii, care hrănește toate viețuitoarele mării și ale văzduhului. Noi suntem parte din acest ecosistem colosal, marea, genială, colosală a creației lui Dumnezeu, de care El poartă de grijă. Și atunci, dacă slujba nu este locul în care îmi câștig pâinea, ce este? Ea trebuie să fie locul în care ne întâlnim cu Dumnezeu în primul rând. Deci ce este pentru mine actul de creație, sau cum ați formulat dumneavoastră întrebarea, arta poate fi în slujba lui Dumnezeu? Profesia este în slujba lui Dumnezeu, nu e în slujba banilor. Eu nu slujesc banii, eu nu vreau să fac bani, nu vreau să fac faimă, să-mi fac faimă. Nu vreau să îmi produc plăceri omenești. Toate acestea sunt incluse, nu sunt excluse. Întrebarea este, care este motivația fundamentală? Ei, motivația fundamentală pentru mine este aceea de a mă juca în atelier cu tăticul meu. Tăticul meu e acolo, mă așteaptă zi și noapte, oricând am eu timp și chef să mă duc, să stau de vorbă cu el, și când merg, mă așteaptă cu bucurie și intru și în primul rând încep să stau de vorbă cu el, nu cu materialele și cu uneltele. Și îl întreb: tăticule, ce vrei să lucrezi asupra mea, în primul rând, ca sculptură? Și apoi, ce sculpturi vrei să faci ca să stau și eu pe aici, pe lângă tine, și să-mi zici ce să fac, unde să pun mâna? Astfel că profesia este acest dialog cu tăticul meu, e această joacă, e acest privilegiu extraordinar să stau cu Dumnezeul Universului în același spațiu, în aceeași încăpere, și să îl privesc pe el și să văd încotro îmi conduce ideile și mâinile și ce materiale îmi dă, pentru că el îmi dă totul, și materiale, și idei, și forme. Și atunci cum
ca să închei răspunsul la această întrebare. Cum să nu fie arta mea și slujba oricărui creștin în slujba lui Dumnezeu? Este parte din acest dialog fascinant, din acest privilegiu, din acest dialog cosmic cu Dumnezeu însuși, în a sta de vorbă cu El, a-i asculta vocea și îndemnurile și în felul acesta, indirect, de a face o bucurie și semenilor noștri. Într-adevăr, avem un mare privilegiu și e o bucurie când putem să ne punem în slujba lui Dumnezeu. Apreciem ceea ce faceți dumneavoastră ca artist creștin și noi aici, în mass media creștină, asta vrem să facem, ne-am pus în slujba lui Dumnezeu și vrem să slujim pe El potrivit darurilor, chemării pe care El ne-a făcut-o și talentelor cu care El ne-a înzestrat pe fiecare. În calitate de sculptor, ați pregătit diverse piese, diverse opere de artă și am așa o întrebare mai tehnică. Sunt ușor de descifrat mesajele în urma acestor piese, obiecte de artă pe care dumneavoastră le realizați sau publicul, cei care privesc, audiența, au nevoie de un minim ghid sau o minimă informare din experiența dumneavoastră, ceea ce v-ați propus s-a interpretat, s-a descifrat în mod ușor? Cu privire la interpretarea obiectelor de artă, lucrurile sunt foarte evidente. Și în artă, precum în toate celelalte domenii ale vieții, există straturi de înțelegere a unui fenomen. Unii, din orice domeniu, înțeleg mai puțin, alții ceva mai mult, alții mai mult și alții și mai mult. Îndeopște, există tendința asta ca să spui am să fac artă, de exemplu, sau în orice alt domeniu de activitate ești, pe înțelesul cât la cât mai multe persoane. Aici eu cred că este o greșeală de fond. Tu nu trebuie să te adresezi la cât mai mulți oameni. Tu trebuie să te adresezi acelei pături de înțelegere pe care o ai tu. Adică nivelul care ți s-a dat ție se va adresa și va fi înțeles de pătura aceea din societate care este la acel nivel. La ce mă refer? La pilda talanților. Unuia Dumnezeu i-a dat un talent, altuia a dat 3 talanți, altuia a dat 5 talanți de interpretare în cazul acesta. Astfel că cel care are 5 talanți, deci poate să exprime idei și forme la un nivel foarte înalt, greșește coborând nivelul și adresându-se la cât mai mulți. Și de ce spun asta? Este că prima intenție care reiese din Sfânta Carte, că o are Dumnezeu cu fiecare dintre noi, suntem noi înșine, nu pătura socială căreia ne adresăm. În ce sens? Dacă tu ai un talent, dar lucrezi la maximum capacității tale, dai tot ce ai, pentru că Dumnezeu atâta ți-a dat, un talent, dar tu dai tot, ce se va întâmpla mâine este că Dumnezeu îți va mai adăuga ceva. Tu vei crește. Dovadă că în pildă zice, luați talentul de la cel care nu l-a folosit și dați-l celui care le-a folosit. Adică îi dăm mai multă lui ea, mai mult decât i-am dat inițial.
Astfel că cine are 3 talanți va fi înțeles de cei cu înțelegere, cu capacitate de 3 talanți, alții se vor adresa la cei cu 5 talanți de capacitate de interpretare. Astfel, cred că noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să dăm maximum, să forțăm toate capacitățile pe care le avem și să ne exprimăm la cel mai înalt grad posibil pe care îl avem fiecare, în funcție de cât am primit, respectiv, astfel se poate defini excelența. E excelent și cel care face o artă de nivel scăzut, dar face maximum din cât poate. E excelent, face o artă excelentă. Asta, în încheiere, din perspectiva inversă, adică dinspre Dumnezeu, spre noi. Pentru că noi privim în general fenomenele de jos în sus și considerăm pe cei care au mulți talanți că sunt nemaipomeniți și că vor intra pe porți de aur în împărăția cerurilor, când posibil că din perspectiva inversă a lui Dumnezeu, ei să nu dea maximum din cât a investit Dumnezeu în ei, în alte cuvinte, să nu se califice. Ilustrația o avem atât de frumos în viața Mântuitorului Hristos, care stătea cu ucenicii lui la visteria templului și priveau cum aruncă oamenii bani în lada de colectă. Și când a venit o artistă, care a venit cu un tablouaș mic, mic de tot, din punct de vedere uman era nesemnificativ, era o amatoare, nu era o mare artistă. Și Mântuitorul le zice, băieți, femeia asta a dat mai mult decât toți. Aceasta era perspectiva de sus în jos. Da, într-adevăr, și noi de multe ori suntem înșelați că nu avem perspectiva aceasta de sus, de care ne povesteați, ci perspectiva aceasta de jos și interpretăm în mod eronat, greșit lucrurile, chiar și operele de artă, probabil. Domnule Liviu Mocan, suntem pe final de emisiune și timpul cumva ne presează. A fost o bucurie, o încântare să vă avem alături de noi și aș vrea să adresați un mesaj pentru radioascultători, telespectatori, un gând, ceva așa care să fie pentru suflet. Iubiții mei, mă apropiu de 70 de ani și o viață întreagă Dumnezeu m-a chemat, m-a folosit și m-a format prin frumusețe, prin estetică, prin artă. Prin urmare, prin ceea ce spun acum, caut să vă slujesc prin darul pe care l-am primit. Sugestia mea este, căutați-L pe Dumnezeu și prin frumusețe. El, extraordinarul Dumnezeu, creatorul tuturor celor văzute și nevăzute, El este adevărul, El este binele, dar El este și frumosul. Nu știu de ce noi oamenii ne concentrăm foarte mult pe primele două mari atribute ale lui Dumnezeu, adevărul și și binele. Sunt lucruri fundamentale, lucruri excepționale, sunt temelii ale vieților noastre. Dar Dumnezeu este și frumusețe. El însuși este frumusețea. Da, într-adevăr, Cartea Psalmilor îl prezintă pe Dumnezeu printre alte calități desăvârșite, cel mai frumos dintre oameni, cel desăvârșit,
este cel care ne-a înzestrat și pe noi cu frumusețe, cu lucruri de valoare și a dat preț, valoare ființelor noastre. Domnule Liviu Mocan, vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune, pentru aceste gânduri frumoase. Încă o dată vă felicităm pentru realizări și pentru premiile pe care le-ați obținut, pentru arta aceasta pe care o faceți în slujba lui Dumnezeu. Vă dorim multă binecuvântare, sănătate și inspirație în piesele, în ceea ce proiectele pe care le pregătiți pentru perioada următoare. Poate cu altă ocazie vom mai face o emisiune în care să discutăm și despre proiectele acestea care le aveți în lucru la momentul acesta. Și eu vă mulțumesc și vă binecuvântez cu dorința ca Dumnezeu să continue să vă înfrumusețeze. Doamne ajută, mulțumim frumos! Stimați prieteni, stimați ascultători, radioascultători, telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe domnul Liviu Mocan, sculptor, artist creștin. Împreună am discutat despre arta aceasta care trebuie pusă în slujba lui Dumnezeu, ca de altfel orice profesie. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la aceeași oră, aceeași zi, aici la Radio Vocea Evangheliei București. Până atunci, fiți sănătoși!